chiar dacă este în seara aceasta un serviciu de binecuvântare a unui copilaș, pe toți cei prezenți în seara aceasta aș vrea să vă salut cu acest minunat salut creștin care spune așa de frumos, Hristos a înviat. Atunci când una din familie bisericii capătă de la Domnul o binecuvântare în forma unui copilaș, fie băiețel, fie fetiță, și la duce în casa Domnului la vremea rânduită, ca să fie chemat peste copilașul acela numele mare și sfânt al lui Dumnezeu, este negreșit o sărbătoare pentru biserică. Și atunci când este nepotul păstorului, și atunci când este copilul unei familii din biserică, pentru toți copiii care se nasc în familie din poporul lui Dumnezeu, noi ne bucurăm și dăm slavă Domnului. Îl binecuvântăm pe Domnul. În atmosfera aceasta de sărbătoare se dau foarte multe învățături, unele exprimate în versul poeziilor sau cântărilor, altele preluate direct de pe pagina Scripturii, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și în această calitate mărturisim încă o dată și mărturisim de fapt de fiecare dată că ei, copiii, sunt un dar pe care noi îl căpătăm de la Domnul și dorim să-i creștem pentru El și dorim să reafirmăm învățăturile, poruncile, sfaturile pe care Dumnezeu ni le dă prin Scriptură. De mii de ani de când se învârtește planeta asta în spațiu, n-au fost găsite și n-au fost date învățături mai frumoase pentru creșterea copiilor decât acelea pe care ni le-a dat Dumnezeu. Am ascultat aici și versurile poeziei și am ascultat și aici cântare după cântare și în timp ce le ascultam, uitam la familia fericită care a adus copilașul pe David Cristian la binecuvântare. Mă uitam la Cristian și mă uitam la Andreea și vă mărturisesc că m-au cuprinsă amintirile. Mă știți că doar de 13 ani și un pic sunt în mijlocul vostru, mă știți că sunt o fire mai emoțională. Emoțiile mă copleșesc foarte ușor. N-aș vrea să ajung vreodată să vorbesc rece și distant, ca un medic legist. Mi-am adus aminte de o seară de octombrie, 17 octombrie 1988, când s-a născut Cristian în familia noastră. Mi-am adus aminte de seara aceea că eram, de fapt de dimineața eram la spitalul municipal din Arad, la spitalul matern din Arad, și spre seară eram îngrijorat, primul nostru copil, și am apelat atunci la niște metode mai puțin ortodoxe să văd ce se întâmplă și am intrat în spital. Și apoi cineva mi-a spus, uite, stai aici pe coridorul acesta, așteaptă că în curând soția ta va intra în sala de naștere și dacă cineva te întreabă ce faci aici, să spui că ești brancardierul. Timorat, speriat cum eram, să știți că am fost gata să spun lucrul ăsta și l-am și spus. Numai că Dumnezeu, în bunătatea Lui, nu m-a lăsat să mint, pentru că în seara aceea am fost și brancardier. Mi-au tremurat genunchii, dar am fost și brancardier. M-am uitat la fiul nostru întâi născut și am înțeles din discuția purtată acolo că sporul Abgar era 2. Nu mă pricepe foarte bine la lucrurile acestea, dar de obicei notele de la 5 în jos la școală nu mi-au plăcut și când am auzit de sporul Abgar 2 mi-am dat seama că nu e prea încurajator. Dar mulțumesc Domnului că ziua de astăzi îl văd în casa Domnului și îl văd binecuvântat și astăzi aduce împreună cu soția lui al doilea copilaș la binecuvântare. Domnul să-i binecuvânteze pe amândoi copilașilor. Amin. Și pe toți copiii biserici. Amin. N-aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta din amintiri. S-a spus aici că după ce se vor epuiza cântările, fratele Iosif va vorbi din cuvântul Domnului. Și atunci, lucrul acesta mi-a adus aminte că trebuie să vă vorbesc din cuvântul Domnului și aș vrea lucrul ăsta să nu niciodată
Ori de câte ori mă ridic în norocul acesta în mijlocul fraților mei și am ocazia să spun câte ceva, aș vrea să spun din Cuvântul lui Dumnezeu. Experiențele mele s-ar putea să nu vă fie de niciun folos. Dar Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl puneți la inimă, cu siguranță vă va fi de folos. Am pe inimă în seara aceasta să vă vorbesc despre părinți buni. Poate vă spune cineva, nu există, frate Iosif, nu există părinți buni. Și cine m-ar putea contrazice, ar putea apela la două versete din Scriptură. Pe de o parte, Mântuitorul Iisus, în Evanghelia după Luca, în al 11-lea capitol, versetul 13, a spus-o El, cu gura Lui. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel Ceresc, va ști să dea daruri bune celor ce le cer. Și vorbea despre păgădința Duhului Sfânt. Apoi tot Domnul Iisus și în aceeași Evanghelie, capitolul 18, cu versetul al 19-lea ne spune, de fapt nu nouă direct, i-a spus-o unui tânăr care a venit la el și l-a numit bunul învățător. Domnul l-a privit și l-a întrebat, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun. Acela este Dumnezeu. Și noi mărturisim că Dumnezeu, Tatăl nostru, este bun. De la El vin toate lucrurile bune și frumoase. Dar aș vrea să vă spun totuși că în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre părinți buni. Însă voi face încă o paranteză aici și am să vă spun că nu e ușor să vorbești unor părinți la binecuvântare atunci când părinții aceia care te ascultă sunt copiii tăi. Că te știu. Te știu de acasă. Cristian, să fiu un părinte bun. Mai bun decât am reușit să fiu eu. Atunci când tu mi-ai spus că vrei să te căsătorești, una din întrebările care m-au răvășit, care m-au întors pe jos, una din întrebările care m-au însoțit săptămâni și luni de zile și ziua și noaptea a fost aceasta. Dacă am fost un bun părinte. Știam că vei pleca din casă și m-am întrebat dacă am fost un bun părinte. Seara aceasta aș vrea să privim în Scriptură la unul pe care Dumnezeu l-a apreciat. Pentru că a fost un bun părinte. Și am citit, vă amintiți, despre Avraam. Despre omul acesta a ajuns în pragul vârstei de 100 de ani, încă nu i-a chiar împlinit, dar era foarte aproape de centenar. Pe omul acesta, Scriptura îl vorbește de bine în multe împrejurări și în multe domenii ale vieții lui. Dar unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a apreciat în mod deosebit la bărbatul acesta, la tatăl credincioșilor, la Avraam, a fost acela că el, atunci când avea să devină părinte, prin îndurarea lui Dumnezeu, pentru că noi întotdeauna, numai prin îndurarea lui Dumnezeu, ajungem să fim părinți și apoi, mai târziu, bunici. Avraam va ști să facă ceea ce trebuie pentru ca să fie un bun părinte. Și în seara aceasta aș vrea să privim în scurt la acest Avraam. Și să înțelegem ce anume a apreciat Dumnezeu la el, de la considerat un bun părinte. Ce ar trebui să știm noi ca să devenim buni părinți? M-am gândit de multe ori la faptul că pentru o bună bucată de vreme, n-aș putea să vă spun cu precizie pentru cât timp, dar pentru o bună bucată de vreme, Dumnezeu se uită la noi, la părinți. Și în funcție de umblarea noastră cu Dumnezeu, îi tratează și pe copiii noștri. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul al 14-lea, Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, formulează un principiu într-o familie și spune așa, căci bărbatul necredincios este sfințit prin soția lui credincioasă. Și, sau, soția necredincioasă
poate să fie sfințită prin bărbatul ei credincios. Și adaugă el, pentru că lucrurile acestea privesc doar relația dintre soț și soție, apoi adaugă ceva cu privire la copii. Almindrelea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Ceea ce spune Apostolul Pavel acolo și este un principiu foarte puternic, este faptul că este foarte important ca cel puțin pentru o vreme unul dintre părinți, cel puțin unul, dar bine ar fi amândoi, să fie niște oameni care au o relație puternică cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se uită la copilașul acela și dacă părinții lui sunt oameni care se joacă de-a pocăința, nici copilașul acela nu va fi considerat un copilaș sfânt. Dar dacă măcar unul dintre cei doi părinți, și cazul fericit, amândoi părinți au o relație vie puternică cu Dumnezeu, atunci copilașul acela, Dumnezeu îl primește ca pe un copilaș sfânt. Nu știu pentru câtă vreme se ține cont de relația părinților. Dar ca să fim siguri, noi vrem toată viața să fim niște părinți care stăm lângă Dumnezeu și ascultăm de El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mi-am adus aminte din nou de o întâmplare pe care poate v-am mai spus-o mai demult. Poate. Citeam într-un ziar din România, undeva în august 1991, lucram pe atunci într-o companie din Arad și lângă mașina pe care eu lucram, aveam timp să mai arunc privire și printr-un ziar. Bine ar fi fost să citesc Biblia în fiecare clipă, dar câteodată mă mai uitam și în câte un ziar. În luna ce august, în România, în Moldova, a avut loc o tragedie. Undeva în zona de munte ploase foarte mult și apele adunate pe văi s-au deversat într-un bazin de acumulare. Era un lac cu un baraj acolo și ploile au adunat atâta apă cât n-au gândit inginerii care au proiectat barajul și într-o noapte barajul acela a cedat. S-a rupt. Și dintr-o dată puhoiul de apă adunat în spatele lui a pornit-o pe firul văi în jos, măturând sat după sat. Joe Boxa spunea că noi românii, și probabil că până la urmă și alte popoare, ne-am făcut așezările pe firul apelor. Avea dreptate. Unul din satele de pe firul văii, acolo se numea satul, era satul Rătăciun. În toiul nopții, apele au intrat prin curțile sătenilor și în casele lor, au crescut amenințător și oamenii, în puterea nopții, au început să-și adune lucrurile, să le pună la adăpost ce pot să adune. Însă, îmi aduc aminte de istorioara unui om în vârstă, unui bunic. Omul acesta dădea un interviu și interviul era prins acum în ziar. Trecuse deja nenorocirea. În noaptea aceea, el căpătase spre îngrijire un copilaș, un nepoțel. Nu mai știu, 3 ani sau 5 ani, dar mic. Bătrânelul acesta a vrut să-l salveze din apele care creșteau amenințător. La un moment dat l-a scăpat din mână. S-a aruncat după el în valurile acelea tulburi, pline de tot felul de lucruri. A reușit să-l prindă și să se tragă cu el spre un mal. Dar acolo, aproape de mal, a pus mâna pe ceva nesigur. N-a avut de ce să se țină ceva ferm. Și l-a scăpat din nou în valuri. Spunea el, i-am auzit doar glasul, mă ia apa și-l duce. Și dus a fost. Nu știu dacă l-au mai găsit vreodată, pentru că apele acelea au umplut satele de mâlg. 1,2 metri, 2,5 metri, 3 de mâlg peste tot. Și m-am gândit dacă bărbatul acela, bătrânelul acela, bunicul acela ar fi putut să se prindă de ceva ferm, poate că ar fi reușit să-l scape pe nepoțel. Acum el spunea reporterei, aș fi dat orice
dacă mai pot să mai pot schimba, să mă duc eu în locul lui. Dar nu se mai putea. Aș vrea să vă spun, am cugetat această întâmplare și mi-am dat seama că, din punct de vedere spiritual, ca să-i putem ajuta pe copiii noștri, trebuie să avem noi înșine o mână tare pusă în mâna lui Dumnezeu, să ne ținem noi, părinții, de ceva ferm. Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei că zilele din urmă vor fi zile grele, vremuri grele. Și le descrie așa de sistematic, de parcă le-a văzut cu ochii. Îi erau descoperite prin Duhul Sfânt. Vă veți uita la toate acele lucruri pe care Pavel le spune despre vremurile din urmă. Și dacă veți avea mintea trează și ochiul limpede, le veți descoperi în vremurile pe care noi le trăim toate acele lucruri. Apele acestei societăți în ziua de astăzi, purtând cu ele gunoaie și mâl, încearcă să ne smulgă nouă copiii din mâini. Și este de datoria noastră să ne ținem de Dumnezeu ferm. Amin. Pentru ca să ne putem scăpa din valuri. Amin. Că altfel ne ia, ne duce. Și cine știe când și cum mai vedem. O relație puternică cu Dumnezeu este condiția de căpătâi. Nu poți să fii un părinte bun. Nu poți să fii un tată bun, nu poți să fii o mamă bună dacă nu ai o relație vie, puternică, sănătoasă cu Dumnezeu. Dacă te joci de-a pocăința. De aceea, să aveți de grijă că relația voastră cu Dumnezeu să fie întotdeauna puternică. Veți avea trecere înaintea Lui. Și rugăciunile voastre vă vor fi ascultate. În al doilea rând, în casa voastră va trebui să aveți de grijă întotdeauna să fie o atmosferă duhovnicească, spirituală. O atmosferă în care copiii voștri, oricât vă va da Domnul, să poată să crească, să simtă că este ceva special acolo. E așa de important ca în fiecare familie să existe un altar. Avram, acest patriarh a fost un om bogat. Dumnezeu l-a binecuvântat cu turme cu grămadă, dar nici nu știu dacă el știa numărul. Într-o anumită împrejurare, când a trebuit să meargă la război să-l scape pe nepotul lui, el a înarmat pe 118 din cei mai viteși slujitori ai lui. Cât s-o fi avut de toți? Mai mult de 320. 318 înarmat. Și cu toate că a avut pe umerii lui atâta responsabilitate, omul ăsta în orice loc a poposit în călătoria lui pe pământ, primul lucru pe care l-a făcut a fost să înalță un altar. Avram ar putea să fie considerat omul altarelui. Nu cred că a făcut vreun popas în călătoria lui prin Canaan, în care să nu fie așezat întâi un altar și să fie chemat în locul acela numele Domnului. În orice familie este foarte important să existe un altar. Și un altar înseamnă un loc al rugăciunii. Nu un obiect, nu un colț care să aibă acolo în el reproduceri, imagini sau altceva. Un loc în care familia să se întâlnească la rugăciune. Tata, mama și copilașii, cât de mici, să fie și ei acolo. Apoi, Dumnezeu l-a apreciat pe acest Avram pentru că el știa despre Avram că atunci când va avea copii, le va porunci fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Le va porunci. Asta înseamnă că, măcar că el va fi înaintat în vârstă, el va avea controlul în casa lui. Nu copiii vor decide ce e bine și ce nu e bine. Și este trist și trebuie să spun și lucrul acesta. Sunt familii în care cuvântul păstorului, al comitetului, al fraților duhovnicești din biserică, atârnă mai greu pentru tata și pentru mama decât dorința vreunui copil. Că dacă copilul acela vrea așa, măcar că în biserică rânduiala este alta, tata și mama, sigur că se dau peste cap și ascultă de copilul acela, băiețelul acela sau fetița aceea. Avram,
Dumnezeu spune despre el că va porunci fiilor lui și casei după el să țină calea Domnului. El va da Domnul cum să umple familia lui. Cristian, să știi, în casa ta tu va trebui să stabilești rânduielile și rânduielile trebuie să fie în armonie cu Scriptura. Tu dai Domnul în familie. El dirijorul acolo. Însă vedeți dumneavoastră, Avram avea să facă pasul acesta sau să facă lucrul acesta când avea să fie destul de înaintat în vârstă. Copilul îi se va naște primul la 100 de ani. Va mai avea câțiva mult mai târziu. Dar asta mie îmi spune că autoritatea lui de tată nu venea din forța fizică. El nu era un zbir în familia lui. El nu își impunea autoritatea cu pumnul, cu forța pumnului sau cu biciul sau cu orice altceva, nu. Eu cred că prezența lui transmitea deja sau impunea o anumită măsură de respect. Adevărul este că noi, de multe ori, ne compromitem prestanța și demnitatea în fața copiilor noștri și după aceea am vrea, dacă se poate, alții să ne restaureze. Ar trebui să avem grijă să nu pierdem niciodată. După Revoluție în România s-au tradus o seamă întreagă de cărți cu caracter creștin și mi-aduc aminte de o serie de cărți scrise de un psiholog creștin, Dobson, cred că se numea. Au fost foarte mult apreciate cărțile acelea. Printre alte lucruri, Dobson, psiholog creștin, spunea că pedeapsa fizică n-ar fi recomandată. El sugera că mai degrabă ar trebui să ne atingem obiectivele în viața copiilor noștri printr-un sistem pe care trebuie să-l dezvoltăm noi, un alt fel de pedepse și recompense. Dacă mănânci tot din farfurie, tată o să-ți cumpere, nu spus tabletă, pentru că pe vremea aceea nu erau tablete. Dacă o să mănânci tot din farfurie, tată o să-ți cumpere cine știe ce joc. Ce a fost prima dată în seria jocurilor? Nu știu, în sfârșit, n-am avut. Dacă nu mănânci tot, dacă nu asculți, nu te mai duc la circ. Dacă nu asculți, nu mai facem asta. Ceea ce propunea Dobson și pe mulți creștini în România, i-a și convins. Era un fel de comerț cu copiii. Hai să facem comerț, hai să diluim. Și ajungem în felul acesta să ne spună copilul mai târziu un pic, dacă vrei să vină înainte de ora 10 acasă, îmi cumpere tabletă. Dacă vrei să ajung înainte de 10, dacă vrei să nu vin cu prietenii acasă în seara asta, atunci va trebui să îmi cumpere o bicicletă nouă. Să nu vă lăsați prinși în jocurile astea. Copiii trebuie să știe să se supună autorității părintești fără să fie motivați de cadouri. Că dacă am ajuns să le cumpărăm respectul cu cadouri, am pierdut meciul. Am pierdut meciul. O să tot cumpărăm până ne săturăm și respectul lor tot nu se cumpără. Pe copil, părintele trebuie să-l învețe să facă deosebire între ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Despre Avram, Dumnezeu zice, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. În vremea pe care noi o trăim, societatea ne invadează tot mai mult domeniul acesta. Încearcă pe toate căile să ne ia din mână toate mijloacele în educarea și formarea copilului nostru. Am ajuns că se pune în discuție dacă noi, părinții, mai avem voie să le spunem copiilor noștri ce este bine sau nu este bine, sau nu mai avem dreptul acesta. Aș vrea să vă spun, bătălia aceasta, în vremea care va veni, se va înteți. Legile care se dau, într-un fel sau altul, țintesc, vizează într-acolo. Deposedarea părinților de mijloacele prin care ei puteau să mai transmită învățătura sănătoasă. Pentru că învățătura sănătoasă cel mai eficient se transmite în familie. Mai înainte de a ajunge copilul să poată asculta cu interes o predică,
Acum trebuie să vă spun spre rușinea mea, prima predică pe care am ascultat-o cu interes, probabil că am ascultat-o pe la vreo 17 ani. Dar înainte de perioada aceasta, sunt părinții cei care transmit învățătura sănătoasă și învață pe copii calea Domnului. Este responsabilitatea voastră. Societatea de astăzi însă, cum spuneam, este preocupată să ne deposedeze de dreptul acesta de a ne educa copiii în legea Domnului. Ce se întâmplă în Norvegia în vremea aceasta este o dovadă limpede. Pentru că motivul pentru care au fost luați cei 5 copii din sânul familiei lor n-a fost un abuz fizic, așa cum mint ăia de la Barnevernet. Motivul adevărat a fost îndoctrinarea religioasă. E bine, motivul acesta va fi folosit tot mai mult în anii care vor veni împotriva noastră. Dar aș vrea să vă spun, dacă vreți să fiți părinți buni, nu umplând camera cu jucării, nu cumpărând tot ce vrea și ce nu vrea, părinți buni sunt părinții care stau lângă Dumnezeu. Părinți buni sunt părinții care îl învață pe copil calea Domnului. Părinți buni sunt părinții care îl învață pe copil să facă deosebire între ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Părinți buni sunt părinții care se roagă pentru copil și care se roagă împreună cu copilul. Părinți buni sunt aceia care îl îndeamnă pe copil atunci când va începe să buchisească, să descifreze tainele literelor, să-și aplece privirile în cuvântul de săvârșire în Scriptură. Mi-a venit să plâng odată, și asta o spun ca o mărturisire, mi-a venit să plâng odată când am stat în fața Cuvântului Sfânt și m-a cercetat și m-am bucurat așa de mult de acest cuvânt și am zis, Doamne, cât îs eu de vinovat față de Tine, că în vremea copilăriei mele am iubit mai mult cărțile lui Jack London, Jules Verne, apoi mai târziu Alexandre Dumas, Michel Zevac, Carl May, apoi când am mai crescut, mi-au plăcut clasicii ruși și până la urmă am mai citit și alte lucruri așa, dar toți ăștia, în ce au scris, nici o clipă nu s-au gândit la mine. Nimic din ce au scris ăștia n-au scris cu gândul la mine. Și Tu, Tatăl meu Ceresc, tot ce ai scris pe pagina asta a Bibliei, ai scris cu gândul la mine. Ai scris din dragoste pentru mine și spre binele meu. A scris din dragoste pentru voi și ca să vă ajute. Cuvântul acesta al Domnului să vă fie călăuză. Aș vrea să vă spun, ascultând de acest cuvânt al Domnului, veți ajunge cu bine la capătul călătoriei împreună cu copiii voștri. Și voi și noi toți ar trebui să spunem cum a spus odinioară Moise când a stat de vorbă cu Faraon. Faraon a întrebat, cine sunt cei care trebuie să meargă împreună cu tine? Se gândea că poate ăsta zice niște preoți din poporul meu. Dar Moise a spus, nici o unghie din cei al nostru nu va rămâne în Egipt. Toți trebuie să fim. Așa trebuie să spunem și noi. Toți trebuie să ne întâlnim în Împărăția lui Dumnezeu. Cu copiii noștri cu Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Vom citi Cuvântul Sfânt peste David Cristian. Vom chema numele Domnului peste el. Ne vom ruga pentru el. Dar înainte de toate acestea, vreau să mai fac o precizare. Tot ce voi cere peste copilul acesta, din partea Domnului, aș vrea ca Domnul să reverse peste toți copiii din biserică. Și ori de câte ori mă voi ruga acasă, ziua sau noapte, pentru copilașul acesta, tot ce voi cere de la Domnul pentru el, Domnul să reverse peste toți copiii fraților. Amin. Amin.